Ritmul vaccinării este din nou în scădere. Dacă în urmă cu două săptămâni oamenii așteptau ore întregi la cozi pentru imunizarea anticoronavirus, acum abia mai trece câte un pacient. De altfel, în două săptămâni în toată țara, numărul celor care se mai vaccinează s-a redus aproape la jumătate. Cum au ajuns din nou românii să fie reticenți la vaccin? Încercăm să aflăm în cele ce urmează. Medicul Gilda Popescu este în direct alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna doctor Popescu, spuneți-mi puțin din punctul dumneavoastră de vedere ce s-a întâmplat? Unde s-a produs din nou acest clivaj între campania de vaccinare, între modul în care au înțeles românii că trebuie să se vaccineze în ultima perioadă? Pare că ne-am întors din nou în urmă cu o lună, două. Da, probabil feedback-ul care, din fericire, este favorabil scăderea numărului de cazuri este un element bun și, de fapt, ar trebui să fie un semnal favorabil pentru toți cetățenii, pentru toată populația, să înțeleagă că toate aceste măsuri combinate, vaccinare și măsurile de prevenție, sunt elementele care pot duce la scăderea valorilor de tip pandemic ale acestei infecții SARS-CoV-2. Pe de altă parte, această dezinformare care există în special pe rețelele de socializare aduc mare rău populației. Și vin cu argumentele care sunt clare. Pacienți care au trecut prin boală și, în general, pacienți tineri, cei mai mulți, și care acum au înțeles și toți vin și îmi spun că se vor duce și se vor vaccina. Deci, faptul că trebuie să înțeleagă numai după ce trec printr-o astfel de formă și văd ce înseamnă să faci o formă de infecție cu SARS-CoV-2, că ea nu este la fel ca o altă infecție gripală peste care trecem ușor. Ea poate să devină o banală infecție gripală în momentul în care vom fi imunizați. Deci, semnalul este și poate trebuie ca populația să aibă mai multă încredere în specialiști, în cei care îi tratează și care vin cu argumente și le și demonstrează de ce este necesar să menținem acest ritm și al vaccinării și al păstării metodelor de protecție, pentru că numai așa, parcurgând aceste cicluri, cu ceva vreme în urmă spuneam despre aceste cicluri de 14 zile, care sunt necesare, cel puțin 3 cicluri, pentru a face ca cele mai multe surse să dispară și atunci și riscul să ne infectăm va fi mult mai redus, iar o populație imunizată poate să facă ori o formă foarte simplă, o formă pe care o poate trata la domiciliu sau chiar să nu facă niciun fel de infecție. Totuși, din punct de vedere epidemiologic, vedem că valul 4 încă nu a trecut. Ieri pare că ne-am îmbătat puțin cu apă rece, dacă îmi permiteți exprimarea. Am avut un număr mic de teste și automat numărul de cazuri a fost unul mai scăzut, nu mic, 5.000 de cazuri raportate în 24 de ore, nu este o cifră mică. Totuși s-a menținut numărul de morți mare și numărul celor aflați în secțiile de terapie intensivă este în continuare unul crescut. E clar că sunt probleme în spitale din nou sau în continuare. Medicii luptă zi de zi cu această boală și pare că această campanie de vaccinare s-a împotmolit din nou pe fondul scăderii numărului de cazuri în câteva zile, da, unei scăderi timide, repet. Nu, pandemia nu este controlată, asta este un lucru cert și ceea ce relatați dumneavoastră, scăderea numărului de cazuri și care de foarte multă lume poate fi luat ca un element pozitiv, pe de o parte se datorează numărului scăzut de teste, normal. În weekend, dacă urmăriți așa ce s-a întâmplat, totdeauna în weekend sunt mai puține teste, pentru că ajung să-și facă testele simptomatici, cei cu simptomatologie pregnantă care îi determină să meargă să-și facă această testare. Deci pandemia încă există și încă o dată revin asupra acestor cicluri de 14 zile până la dispariția virusului atunci când o persoană se infectează. Și nu-i suficient un singur ciclu. Avem nevoie măcar de 3 pentru a reduce aceste surse.
Deci nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Lucrurile nu sunt controlate, dar vor putea fi, și faptul că măsurile pot deveni eficiente se vede tocmai din această scădere. Este normal că scăderea este lentă, atât cât ai avut un număr foarte mare de surse. Știm că un caz poate să îmbolnăvească alte 10 cazuri și atunci numărul de populație îmbolnăvită va fi încă foarte mare. Trebuie să avem răbdare și, pe de altă parte, încredere că acestea sunt singurile măsuri, indiferent ce vor spune. Și nu spunem numai noi, o spune toată lumea științifică, pentru că sunt lucruri demonstrate. Au fost conferințe în ultima perioadă în care au participat persoanele cele mai competente pentru a face acest lucru și au demonstrat, sunt lucruri demonstrate, iar populația, v-am spus și poate mă repet, trebuie să aibă încredere în ceea ce li se relatează de către oamenii care gestionează această problemă. Astăzi a început din nou școala cu prezență fizică a elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățământ. Credeți că a fost o decizie prea rapidă sau o decizie prematură? Mai trebuiau să stea în online elevii cel puțin o săptămână, două? Sau credeți că e bine că s-au întors în bănci atât elevii cât și cadrele didactice la catedră? Copiii au nevoie să se întoarcă. Cadrele didactice trebuie să înțeleagă că trebuie să se vaccineze, așa cum cei mai mulți dintre medici care știu că vin în contact cu o mare parte a populației s-au vaccinat, la fel și cadrele didactice trebuie să înțeleagă acest lucru. Poate ar fi fost bine să mai rămână o săptămână. Mi este greu să fac astfel de afirmații. Asta o spun autoritățile sanitare care monitorizează clar. Dar dacă și în școli se vor respecta măsurile de protecție, și vă spun iarăși din poziția omului care de 2 ani de zile respectă aceste reguli și din fericire nu s-a întâmplat nimic, am trecut cu bine, pot să învăț pacienții, pot să fac niște recomandări pentru că sunt lucruri deja demonstrate. Deci măsuri de protecție și imunizarea populației vor face ca aceste metode să ducă la reducerea într-un număr mare a celor infectați și această pandemie să poată fi controlată.